Polițiștii poliției orașului Drăgănești Olt au oprit pentru control pe drumul comunal 120 un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani din localitate. Șoferul s-a ales cu dosar penal după ce aparatul drug test a indicat o posibilă prezență a substanțelor psihoactive. Tânărul a fost testat cu aparatul drug test, care a indicat posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, tânărul fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a un vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. De asemenea, polițiștii din cadrul poliției orașului Drăgănești Olt au oprit pentru control pe strada Nicolae Titulescu un autoturism condus de o tânără de 30 de ani, tot din localitate. Întrucât autoturismul pe care îl conducea tânăra era nenmatriculat, plăcuțele montate aparținând unui alt autoturism, polițiștii au întocmit un dosar penal. În urma verificărilor efectuate în bazele date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că autoturismul era nenmatriculat, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare montate pe acesta aparțineau altui autoturism. Pe numele tinerei, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau cu număr fals de înmatriculare. Totodată și polițiștii din cadrul secției de poliție rurală numărul 6 Gânea s-au oprit pentru control pe DN64 un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din Brata Voiești, județul Dolj. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit faptul că bărbatul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis.